Poți să-mi explici ce? La chichiriki de X-Factor. De ce te prostești în italiană? Pentru ce? Nu mă prostesc în italiană, este maximul de italiană, eu știu, Topo Gigio și chichiriki. Trebuie să fim pregătiți, mă, pentru concurenții italieni, că sunt mulți anul ăsta, înțeleg? Ai dreptate, tot și timpul. Trebuie să un pic de italian. Ce seamănă, seamănă chichiriki de X-Factor, da. Adică... Da. De ce nu încerci în, în românești? Ar fi mai simplu, oricum te înțelege toată lumea. Păi și Brânciu cum face? Brânciu are o scuză. Ce scuză? El nu știe deloc italian. Păi da, cum zici, ben arrivato, sei meravigliosa, meravigliosa, crack. Bagă următorul concurent în italiană, te rog. Grazie mille, grazie, un regalo mille. Per me. Da? Da dove sei strozzo? No, no. Auzi? No. Lasă sta la mine, că te prostește. Următorul concurent, pe românește, indiferent în ce limbă cântă. Vă rog. Suavemente besame, que quiero sentir tus labios besando otra vez. Principal este să fii calmă. Relax, take it easy. Este prin muzică la tine? Totul e prin muzică, pentru ca clientul să se simte confortabil. Fiind hairstylist, tot ești o persoană creativă, adică artistică. De ce nu să faci alte lucruri dacă poți? Fac tot paralel. Sunt și stilist, și interpret, bucătar, frizez, coafez, vopsez și am ajuns să cânt până la urmă. Am cântat pe vază de croazieră, am și scufundat o navă, am fost pe vază de croazieră care s-a scufundat. S-a lovit de stâncă, s-a întâmplat în Santorini. M-am speriat de la început, după care am început, nu știu, să cânt, să calmez cumva oamenii și spuneau, tu ești nebun, tu nu te temi de moarte. Dar eu ce să spun? Dacă mor, măcar să mor cântând. Acum am înscris și la X-Factor. Să-mi încerc norocul. Scopul meu la X-Factor să câștig acei 100.000 de euro. Asta? Da? Mulțumesc. E și normal, dacă odată ce am venit la X-Factor, n-am venit să pierd. Am venit să câștig. Asta e. Am ajuns aici? Am venit cu Lica, este o prietenă de-a mea, o colegă de lucru, de fapt. Ne-am făcut cunoștință la salonul la care am lucrat. Am lucrat în calitate de administrator. Fac paralel și una și alta, că sunt foarte bun și în una și în alta. Aici e scena? Da. O să faci primul pas. Da. Ce zici în mintea ta? Acum, la moment, din cauza emoțiilor, mi este capul plin, nu știu cu ce. Cu nori. Cu versuri, sper. A, versuri, lasă da. Nori, te rog. Succes. Mulțumesc. Poate. Să chemăm salvarea? Nu, e ok. E ok, da? Nu, e ok. A zis că are nori în cap. 3, 2, 1. Bună seara. Bună. Bună seara. Salut. Salut. Mă numesc Sergiu Cojocaru, sunt din Chișinău, din Republica Moldova. Sergiu, bine ai venit la X Factor. Ce meserie ai? Hairstylist. Eu cred că în Chișinău toate televizoarele sunt pe X-Factor. La saloană de coafură, e așa. A, i-a dat nulul ăla. Ah, s-am tăiat barba. Cum e? Spune și mie, n-ai cântat niciodată? Am mai cântat. Unde? Am cântat pe vasa de croazieră. Să știi că am mai venit aici și oameni care au cântat pe vasa de croazieră. Deci, practic, noi l-am avut pe toate. Toate meserile posibile au venit la X-Factor. Ce ne cânti? Every Time I See a Smile, the Nevergreen. Să auzim bine! Mulțumesc.